Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, astăzi ziua alegerilor, iar noi v-am pregătit pentru a afla și dumneavoastră ce așteaptă producătorii, micii producători agricoli de la dumneavoastră. Iată, ne-am oprit aici în piața din Satul Mare. Bună ziua, sărămâna! Ce nuci frumoase aveți! Bună ziua! De unde ați venit la piață cu aceste bunătăți? Sunt de pe strada Ambudului, suntem din Satul Mare. Care sunt așteptările dumneavoastră, ale familiei? Acum, ce pot să spun? Am așteptat mai multe, dacă s-ar putea, să ne înțeleagă mai ales pe noi ca pe producători, să fim sprijiniți în momentul când avem un plus de marfă, să facă ceva pentru noi ca să putem să o valorificăm, să nu o aruncăm, cât că un preț mai mic. Pentru că noi avem mai multe solarii, suntem pe strada Ambudului, muncim din greu de foarte mulți ani și e greu să-ți desfășori marfa, să o valorifici. Exact, să o valorificăm. Pe strada Ambudului, acolo, aveți probleme cu aprovizionarea cu apă? Nu, toate aveți de toate, nu aveți alte dorințe acolo. Și e asfaltată strada și e ok, o reparată. Sunt toate condițiile acolo. Sunt. Da. Cum a fost producția din acest an? Destul de puțină producție am avut anul ăsta. Am avut foarte mulți dăunători care au fost... V-au dat de furcă, da? Exact. Și acum așa s-a diminuat producția, mai ales când s-a lăsat și frigul, încât abia reușim să recoltăm câte ceva. Da, văd că aveți roșii, ardei capia, da. Ardei iute, nucile care deja trebuie pus în pot pentru Crăciun, nu? Exact. Sau pentru cei care iubesc prăjitura și cozonacul cu nucă. Da. Așadar, producția n-a fost atât de bună, dar vânzarea cum a mers? Sunt mulțumită. În schimb, a fost producție puțină, prețurile au fost mai mari ca de obicei. În sezonul actual, vara, să vinzi cu 6 lei, roșiile 5 lei, a fost un preț prea bun, zic eu, pentru noi. Suntem mulțumiți. A fost ok. Da, vă mulțumim, vă dorim să aveți parte de o vânzare bună și sperăm că se vor găsi soluții și pentru micii producători care au excedent de marfă, să aveți posibilități să o valorificați pentru comunitatea noastră. Mulțumim foarte frumos, mulțumim. Mulțumim și noi. Iată, suntem de vorbă cu un zootehnist, un prieten mai vechi de al nostru, probabil l-ați văzut și în alte emisiuni. Așadar, în actualitate, care sunt așteptările dumneavoastră ale zootehniștilor din județul Satu Mare, din localitățile limitrofe municipiului Satu Mare? Deci, în orice caz, așteptări sunt serioase, fiindcă ne lovim, mai ales cu problemele astea, cu pandemia asta, ne lovim de foarte mari greutăți. Lumea e speriată, e frică să vină la piață, ne lovim de greutăți mari. Mai ales în zootehnie, știe toată lumea că zootehnia e calculată cu pierdere. Ce se întâmplă? Mai ales că acum suntem în preajmă de alegeri, chiar am aștepta ca să se uite mult mai mult spre agricultură, fiindcă agricultura, după mine, agricultura e baza. Atât cultura mare cât și zootehnia. Și vă dați seama, iar ne întoarcem, am mai povestit, la subvenții, la încurajarea tinerilor ca să preie ștafeta de la noi, că deja am reușit ca să avem părul așa mai argintiu și nu multă lume să încumete din tineret ca să se ocupe cu agricultura. Și aici ar trebui stimulată în așa măsură găsită politica, încât tinerii să nu plece peste hotare să-și găsească slujbă în alte țări, fiindcă oricum nu e ca la tine acasă să-ți vorbești limba și să-ți crești copilul sub ochii tăi, să lești câte probleme se întâmplă cu copiii, deci greutățile inerente ce apar în timp. Deci, aia am dorit, locuri de muncă și stimularea tinerilor ca să preia ștafeta. Un ajutor pentru cumpărarea pământului. Așa ar fi o treabă deosebită, fiindcă noi suntem săraci, asta e realitatea. Și vine un străin de dincolo care e stimulat, altă politică se duce în cealaltă țară și atunci îi încurajați să cumpere de la noi. Și nu poți face față ca să concurezi cu el. Se vorbește de centri de achiziție, ar fi o idee bună atât pentru legumicultură, dar mă gândesc că ar fi o idee bună și pentru zootehnie. Să existe niște centre de achiziție a laptelui mai serioase, multe s-au desființat, adică fabricile care au fost s-au închis și valorificarea unei cantități de lapte mai mare este mai dificilă. Da, într-adevăr, ar fi o treabă deosebită, mai ales și în legumicultură.
centrele de achiziție, atunci nu ar fi marța aia perisabilă să se distrugă, cum am văzut cu cultura cartofului în Covasna, în Harghita. N-a meritat omul să-l culeagă de pe câmp așa preț datorită faptului că s-au închis restaurante. S-au închis procesatorul respectiv cu care colaborau. Exact aceea ar fi o treabă foarte bună și pentru noi în zootehnie, niște centre de colectare zonale care să nu mai aștepți să te închii din stânga în dreapta, să îți expui produsul așa cum le spune și așa mai departe. L-ai predat și reușești să mergi să-ți vezi de treabă, fiindcă ziua de lucru e scumpă și mai mult, că nu găsești. Nu găsești pe nimeni să te ajute, chiar dacă îl plătești. Așa. Și atunci apar aspectele astea, dar dacă ai predat într-o... Ăsta ți-ai luat greutatea de pe cap și mergi mai departe. Îți vine banul și roata se învârte. Vă sunteți producător din Vetiș. Da. Vă mulțumim pentru aceste gânduri, care sperăm să ajungă la decidenți și poate în viitor se va mișca ceva și din acest punct de vedere. Și eu vă mulțumesc din suflet și să dea Dumnezeu să auzim de bine, că când e bine, e bine. Tot respectul, să trăiți. Mulțumim. De unde ați venit la piață cu aceste minunate produse? Din Vile, Satul Mare. Din Vile, Satul Mare. Strugurii sunt ceasla? Da. Și aia negri? Fița capră. Da? Aveți o marfă deosebită. Vreau să vă întreb cu valorificarea, cum stați? Cum credeți că s-ar putea rezolva, să fiți ajutați? Să existe niște centre de achiziție? Ce să zic? Suntem în familie și lucrăm de toate. Și atât. Deci este o afacere de familie, până la urmă. O familie, da. Suntem producători. Am înțeles. Dar cum a fost producția din acest an? Nu prea bine. De ce? Secetă sau timpul nefavorabil? Da, așa. Așa. Cu vânzarea, cum stați? Merge, merge? Nu prea. Nu prea merge. Nu prea merge. Și ce faceți cu restul de marfă? Ducem acasă. Voi ne venim iară. Dumneavoastră de unde sunteți? Da, e mama dumneavoastră. Dacă mă uit bine, seamănă cu dumneavoastră și dumneavoastră cu dânsa. Mulțumim! Da, și ce credeți că ar trebui pentru valorificarea producției? Erau înainte, știți dumneavoastră, CLF-ul, mama știe, poate? Erau CLF-urile alea, doamnă, nu? Da. Vă amintiți? Cum credeți că s-ar putea să luați cantități? De exemplu, ceapă, să vă ia câte o tonă, două. Unde mergem? 62 de ani, no. Unde mergem? Lucrăm. Lucrăm acasă. Da. Pentru vânzarea mărfii n-ar trebui făcut niște centre sau ceva de achiziție, nu? Nu, deloc. Din Vile, Satul Mare, deloc. Nici n-ați încercat să mai vindeți la fabrici de conserve? Nu. Noi lucrăm în familie, aducem la piață. Și ce puteți vinde? Și putem ce vindem, ce nu, ducem acasă și facem pălincă. Da, bine, mulțumim, să aveți vânzare bună. Mulțumim, tare frumos. La revedere. Aveți marfă foarte frumoasă expusă. De unde sunteți? La Medieș am. La Medieș? Da. Cum stați cu valorificarea producției? Merge vânzarea? Foarte slab merge. Căpșunii i-am vândut, la cules de căpșun mă duc. Singurul sortiment care l-am dat, dar și din aia nu mulți. 20-30 de chile cât am, abia-i vând. Deci foarte acum, slab. Acum, în vremea asta, da? Da, în vremea asta. Da. Ce părere aveți? Ce soluție ar trebui întrevăzută să puteți vinde cantități mai mari, să primiți un preț ca să puteți să vă relansați producția? Cată direct. Da, Medieș. Eu nu-s medieșancă. Mare. Soțul meu muncește cel mai mult. Eu la cules de căpșun mă duc. În rest, eu nu prea mă ocup de multe. De atât. Bun. Vă dorim mult succes și vânzare bună să aveți. Atât. Mulțumesc. O zi bună. De unde sunteți? Am fost vecin pe câmp. Am fost vecin? Acolo cu Pașca, știu? Da. Cu domnul Pașca. Da. Cum valorificați producția? Aveți probleme? Nevastă, fata a murit. Da. Păi am avut acum deja spre terminat. Eu mai încolo sunt puțin numai. Hai să mergem până la standul dumneavoastră. Nu știu ce, dar totuși este bogat, dacă mă uit eu bine. Aici. Am avut, deci, tot fiecare an am roșiile, da? Acum deja spre sfârșit de sezon deja. Vorbeam și cu vecina dumneavoastră, tradiționale, da. Pentru compot.
Da, păi deja, ori au trecut deja timpul deja. Dumneavoastră, ce idei credeți că ar trebui preluate de decidenți ca să puteți valorifica marfa și să vă extinde, uite, la roșii, poate ați produce mai mult, dar să aveți undeva un centru de achiziție. Da. Păi ar trebui și o fabrică de conserve, ar trebui. Super ideea. Ala la care s-a desfințat, din păcate. Din păcate peste tot, da. Cel puțin surplus, indiferent roșii ce are, omul se poate să valorifice. Omul cât e prețul, atât ai. Și pe lângă pensie sau alte venituri mai aduci un bănuț în familie. Exact, exact, așa este. Da. Cum a fost producția din anul ăsta? Având în vedere că timpul a fost așa, ușilat. Da. Maiul a afectat mai mult toate. Luna mai, da. Luna mai. Când a fost rece și atunci și ploaie, mai la sfârșit și după aia. Deja a fost ploi multe, atunci au fost necască, prea mult a fost. Am stat cu producători și spuneau că au fost și ploile astea acide, mai ales s-au afectat roșiile. Mulți au pus în grădină 20-30 de fire și spuneau că s-au rădiet, cum se spune în terminologia populară, s-au uscat. Terminologia populară, da. Deci, mai mult asta, stropire o necesitate. Deci trebuie dată în asta fiecare în patru zile cu ăsta, cu piatră vândută și ăsta și vară. Amestecat, da. Dar nu cantități mari. Nu, că asta nu e, domnul Tura, absolut deloc. Asta e ca... Deci ăsta e tratamentul, pe care știm noi de când eram copii. Tratamentul care e sănătos, deci nu e... Afectează nu. Roșiile. Nu. Vă mulțumim că a stat de vorbă cu noi. Mai ales după ploaie trebuie dat, imediat cum se oprește, se face timpul mai frumos și atunci se trebuie stropit. Da, mulțumim mult, vă dorim vânzare bună și numai sănătate. De 24 ani de cultiv roșiile, deja cunosc cum ar trebui. De mine, domnule, ar trebui să vină tinerii să ia lecții de la dumneavoastră. Când a fost vecin acolo în țară, mai mult de 10 ani. Mai mult de 10 ani, da. Aveți parte de vânzare bună și multă, multă sănătate, că restul le mai facem noi. Asta da. Bună ziua, tot de la Medieși, de acolo sunteți? Nu. De Podubescu. Acolo aveți teren și produceți? Da. Dar aveți marfă foarte frumoasă, uite, Ardei, ceapa e faină. Tot aici pe masă sunt păduse de mine. Și capia, da. Și roșii am avut, numai că am avut mari probleme cu roșiile. Când a fost ploi grada mari, torențială, șparierul s-a răsturnat. Și am pierdut pe puțin 3 tone de roșii. Dar văd că aveți două feluri de ceapă, Stuttgart și... Nu, Stuttgart. Mai mare, altul nu s-a făcut. Dar ce soi, că aia Stuttgart e aplatizat, așa. Asta e Stuttgart, nu-i bun de nimica. Asta, da? Estetic, dar nu-i bun de nimica. Dar poate a trecut vremea, nu? Adică nu mai e bună sămânța. Nu, e dulce, e ok, nu știu ce, dar n-are productivitate. Intensivă florală. Și se și putrezește repede, nu? Nu stă peste iarnă. Nu stă peste iarnă mult. Nu. Asta îl întrebam pe colegul dumneavoastră, ce idee aveți pentru niște puncte de valorificare a producției, unde să dați marfă mai multă, să primiți. Bine să avem. Ați avut o filieră sau... Deci până aici e bine, dar la o treime de preț față de piață, nu prea îmi convine. Să dau prețul de achiziție e prea mic. Păi am... capi acum medie la 200 de grame, peste 200 de grame. Și nu-mi convine să dau la 2 lei. Nici n-am. Ați avea unde să dați? Ba, dar la 2 lei nu. Mai bine să puteți pe câmp. Cam cât ar fi prețul corect pentru achiziție, vorbesc, nu la piață? Sub 3 lei nici într-un ban, nici într-un caz. Sub 3 lei nici într-un caz. Mai ales că eu am soiuri foarte bune, productive. Dacă ai grijă de ele, produc ca lumea, dar da. Forță de muncă zero. Pe o zi, pe o oră nu găsești să te ajută. Nop salmoși, cum spune? Forță de muncă, spune. Forță de muncă, nu le zice nop salmoși. Nu, le spunem așa mai civilizați, forță de muncă. Lucrători. Da. Eu lucrez de la cap, coadă, începând de la răsaduri, numai sămânță nu fac, că ala mă depășește. Deci aveți și maternitate, ca să spunem așa, da. Primăvara. Păi da. Melegar, cum îi spune cândva. Eu la un alt nivel lucrez deja, un nivel mai ridicat puțin, dar puteți spune din primăvară să vedeți cam la ce nivel lucrez eu și la răsaduri. Răsaduri numai la greci, fiecare greci marcat, să nu cumva să dau din loc de sherry, inima de bou. Sămânță certificat, toate, deci... Poate venim o dată la dumneavoastră acolo, în fermă, să vedem
când îi spus oricând. Colo de la primăvară încolo, când începe să pregătiți răsadurile? Răsadurile le facem cu colegul meu la Odoreu. Acolo avem folie și producția ei o fac aici pe strada Odobescu. Care ar fi ideile, gândurile în ceea ce privește sprijinirea legumicultorilor, micilor producători? Că încep să dispară, mai sunteți dumneavoastră mai în vârstă, tineretul nu prea se ocupă. Pe aici, pe acolo. Oricine se apucă de agricultură să citească cât mai mult. Extraordinar sfatul, da. Este o carte de pe vremea noastră din liceu agricol, legumicultură. Nu știu dacă mai există la bibliotecă sau unde. Nu, nu e cazul acum să mergem la bibliotecă, găsim pe net multe. E adevărat, da. Dar trebuie să citim. Dacă nu citim, fiindcă... Și nu respect tehnologia? Nu respect tehnologia. Nu trebuie să fii tu mare filozof. Nu. Horticol. Nu. Trebuie să fii atent numai la cultură. Și ce ne spuneți dumneavoastră? Ați citit. Ce ați găsit nou în afară de ceea ce știați dumneavoastră tradițional de la părinți? Zilnic ceva nou. Zilnic găsesc ceva nou. Pe internet? Da. Și la firmă de producători de sămânță, de insecticide, de fungicide, zilnic se găsește ceva nou. Totul se mută în sfera bio. Sunt acaricide, biocide, care sunt total bio. Și sunt mai ieftine decât ale chimicale. Da, am înțeles. Vă mulțumim că a stat de vorbă cu noi și... Să aveți vânzare bună. Nu a costat bani. Dar cred că discuția va fi extrem de folositoare pentru acei tineri sau familii tinere care doresc să investească în legumicultură. Deci eu nu vreau să duc știința dincolo, în pământ, cu mine. Eu vreau să dau cuiva, dar n-am cui. Nu vine nimeni la dumneavoastră să învețe. Nu. Acum am uitat să vă întreb, vă mai solicit un răspuns. Dacă tragi linie, merită... Da. Să muncești. Da. Pe lângă ceea ce primiți, da. O pensie. Și sănătos dacă omul lucră. Și sănătos. Da, deci, da. Deci eu dacă trag bine 100%, este profit. Stă și mănâncă, deci n-are cum să-și ăsta. Nu vă spun acum că pentru un leu investit cât e profitul, că nu spun, dar. Bun. Dacă cum muncești, acum așa te răspătești agricultura. Baftă multă vă dorim. Dumnezeu. Arabă foarte bogată. De unde sunteți? Suntem din Agriș. Și veniți zilnic la piață? Aproape zilnic. Cum e producția din acest an? Sunteți mulțumită? Cred că lucrați împreună cu soțul, cu familia? Da, este cu familia, da. Suntem mulțumiți. Nu ne plângem. Am întrebat și alți colegi de-ai dumneavoastră de aici în ceea ce privește valorificarea producției. Aveți și alte înțelegeri sau... Vă bazați numai pe piață? Deocamdată pe piață. Mai sunt câteva clienți la care mai dăm marfă, da. Dar mai mult aici în piață vindem. Vorbeam cu colegi de-ai dumneavoastră de aici de piață despre faptul că unii propun să se înființeze niște centre de achiziție, da, a legumelor. Unii spun că n-ar fi foarte eficient, profitabil, da, pentru legumicultori, în sensul că prețul e mai mic. Dar dacă ai cantități mari, mă gândesc că dacă socotești și perisabilitatea, poate merită. Da, ar fi bine așa ceva. Ar fi bine și poate va și extinde producția. Da, nu? Da, bineînțeles, așa este. Da? Da. Cum merge vânzarea? Vine lumea la piață? Da, bine. Astăzi mai puțin, e joi. Mai mult în weekend. Vineri, sâmbătă, nu? Da, da. Lumea e mai liber și atunci... Marfa e frumoasă și ea e frumoasă, sigur că trece. Da, trece marfa, nu? Deci... Mulțumim. Dar cum apreciați prețurile pe care le-a stabilit? Sunt cele reale sau sunt foarte mari? Ce spun cumpărătorii? Noi încercăm să fie cât mai reale. Deci, eu așa zic că sunt prețuri destul de bune. Nu sunt mari, nici mici, între. Deci acoperă cheltuielile de producție și mai rămâneți cu ceva profit. Sperăm că da. S-a zis tineri căsătorii și au mai inventat. Zic că o făcut mai multe folie. Da. O investit mult. Da. Vă mulțumim că a stat de vorbă cu noi și să aveți vânzare. Așteptăm și acasă. Poate ne primiți odată la Griș, acolo în fermă. Tot am
Am zis să veniți. Deci vă așteptăm și acasă să veniți. Bun, și stabilim o zi. Bine. Mamă, ce expoziție aveți aici de miere, domnule, de... Dar nu e aici. Nu e aici. Aici șefii, la vine, la unimă. Da, da, dumneavoastră vindeți. Da, dumneavoastră aveți mere aici, pere, ce aveți? Sunt doi frați. Știu, la miere, da. Mai în vârstă e apicultorul, cel da? Mijlociu pomicultor. Da. Și cel mic cu oile și cu vânătoare. Da, dumneavoastră sunteți numai vânzătorul, nu? Da, da, da. Și cum merge? Merge marfa? Clar. Clar. Astăzi, da, am înțeles că vineri, da, sâmbătă, mai vine lumea. Vineri, sâmbătă. Dar miercurea nu mai e cum a fost și când. Da, miercurea era... Adică eu așa am fost cererea crescut, mai mare, nu? Eu așa am fost crescut. De zi de piață era miercuri și duminică. Și duminică, da. Da, că atunci nu era sâmbătă liberă. Duminică dimineața, că până pe la 10, că merge lumea la biserică. Era, da, dacă eram schimbul 1, mai prindeam și ziua de lucru, până la 12-1. Da, dumneavoastră... Dacă nu juca Olimpia acasă. Dacă nu juca, fentam, super, super. Atunci fentam, țăream gardul. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, nu v-ați ocupat de legumicultură, nu? Eu nu, nu. Eu sunt mărean de vegete. Deci numai pentru vânzare. Atunci cunoștințe, doar. Da, da, da. Vă mulțumim că ați stat de vorbă cu noi și să aveți vânzare bună, dacă tot îi serviți pe cei doi frați. Unul apicultor, unul pomicultor. Trei frați. Trei sunt. Cel mic cu oile și cu vânătoare. E extraordinar. Uite și cu agricultura. Deci de toate, pentru toți e în familia asta. Da. Mulțumim tare mult, sănătate cu să aveți. Cu plăcere. Bună ziua! Aveți o marfă tare frumoasă, în special păstăile, îmi plac foarte mult. Sunt de sezon, iubesc păstăile atât în supă cât și prăjite, cu un cârnat foarte bun acolo. De unde sunteți deloc? Veniți mai aproape de noi. Din Betici. Din Betici, da. Vă ocupați împreună cu familia de legumicultură? Nu, cu soțul numai. Cu soțul? Deci în familie, totuși. A, da, doi înși. Da. Cum apreciați legumele din anul ăsta? S-au făcut? Anul ăsta am avut producție mică. Nu, nu, cu mult mai mică ca în alți ani. Mă miră că aveți păstăi la ora asta. Cam sunt pe cale de dispariție, că deja e sfârșit de septembrie. Din seră, da. De seră, normal. La fel și castraveții și ardei. Da, da. Da. Gogoșarii și ardei capia? De câmp încă, sunt de câmp, sunt ultimele. Da, și aici aveți și gogoșari. Da, știți ce? Ce vreau să vă întreb, am mai stat de vorbă și cu alți producători. Una din marile probleme e valorificarea. Mulți au spus, dacă am avea unde să valorificăm cantități mai mari, am extinde producția, ca să zic așa. Am cultivat pe o suprafață mai mare. Depinde. Fiecare, în familie, cât poate, câți sunt, dacă au oameni să muncească pământul. Și aveți oameni la Vetiș acolo? Nu sunt oameni. E greu, nu? Nu sunt oamenii pe câmp. Mi-a zis domnul Șteț, ca Toader, că greu să găsești un om. Nu știți pe domnul Toader? Da, da, cum să nu. Da. Dar aveți și alte punctele de desfacere a producției? Nu. Și dacă s-ar înființa un centru de achiziție cu un preț cât de cât accesibil ați fi, de acord să predați cantități mai mari? E normal, că mi-ar fi mai ușor decât să stau toată ziua aici în piață. Merg când predau marfa și m-am dus acasă la muncă. Numai aici vindeți sau aveți și alte puncte de vânzare? Numai aici. Și zilnic sunteți aici? Da. Da. Și merită, este eficient? Trebuie să muncim. Din ce să trăim dacă nu muncim? Da. Vă mulțumim că ați stat de vorbă cu noi. Aici, în piața Someș, puteți fi găsite zilnic la standul ăsta. Da, da. Produsele sunt foarte frumoase. Vă dorim să aveți vânzare bună. La fel să aveți și dumneavoastră. Sănătate. Câți ani? 81, dar sunteți tânără. Da. Buni... Auzi, bunic o trăi 94 de ani. Da, bine. Și la 80 de ani a avut o gagică blondă. A, bă, tot noroc. Dar de unde sunteți deloc? Județul Arad. Din Arad. Și în fiecare an veniți cu produse, cu legume aici la noi? De 62 de ani. 62 de ani. Sunteți veteran aici în piața Somi. Era pod. Am trecut pe grindă. Au fost pod de lemn, nu? Pe vremea aia. Atunci am început la lucru la pod când am venit eu. Cam în ce an era? 1960 și toamna.
62, 1962. Cam așa. Și cine se ocupă de legumicultură? Copiii? Nu, cu nepotul. Astăzi sunteți cu vânzarea. Da. Și cum merge vânzarea în vremurile astea de pandemie? Rău mere. Greu? Cam greu. Da. Greu. Am întrebat și alți legumicultori. Aveți și alte puncte unde valorificați? Marfă, cantități mai mari? Nu avem așa cantități. Mai aproape la noi, iasă. Da, dumneavoastră sunteți în vârstă, cum spuneați, 81 ani. Țineți minte, pe vremea noastră erau CLF-urile alea care achiziționau marfa. Ar fi o idee să reînființeze astfel de centre? Să mai reînființeze, că toată lumea moare, nu s-a lăsat toată lumea, ăștia numai... Cine să mai producă, nu? Da. Am nepotul cu facultate și-o venit la țară, dar n-am înapoi. Ce face? Nu-i vânzare atât de mare încât să trăiască și nepotul și familia. Da, dar cine să vând? O, Doamne, acum suntem spre final de zi, nu prea avem multe. Da, dar văd că ați avut vânzare bună, nu? Azi da, da. Știu că de acolo, din viile satul mare, întotdeauna veniți aici la piața Someș cu mărfuri foarte bune, adică cu... produse naturale. Așa este. Da, tare bune, de aia și vindem destul de bine. Am întrebat și alți producători, acum dumneavoastră sunteți cu pomicultura mai mult, dacă ar exista centre de achiziție, ar fi o idee? Tare bine ar fi. Să ia cantități mai mari. Exact, tare bine ar fi. La anumite fructe, da. Da. Mere, pere, cireșe ar fi bine. Chiar și legume. Și legumele ar fi bine, dar în viile satul mare au fost centru de colectare și totul s-a desființat. Mă gândesc că cine vine odată la dumneavoastră mai vine încă o dată aici în piața Someș, că aveți produse naturale. Dacă știm să vorbim frumos. Vă mulțumim că a stat de vorbă cu noi, să aveți vânzare bună. Mulțumim. Și să dea Dumnezeu să existe în viitor. Și da, mulțumim, ia uitați, o pară cea mai frumoasă. Și încă una. Și moale, și încă una pentru colegul. Da. Da? Deci vă dorim mult succes în ceea ce privește vânzarea și sperăm să, cum am spus, să fie și acele centre de achiziție cu un preț totuși acceptabil, corect, nu din alea prețuri foarte mici. Pentru produse lucrează tare mult, tare mult. Da, și trebuie întreținută livada. În noiembrie, da, e mult. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, să rămână. Unde sunteți? Suntem din Agriș. Din Agriș. Am mai întâlnit o colegă de-a dumneavoastră în piața numărul 1 din Agriș, da. Și ne-a invitat la ea acasă. Doamna aia cu ochii albaștri, doamna aia frumoasă, legumicultoarea aia. Să venim și la dumneavoastră. Uite, alege produs sădmărean. Da, deci... Băiatul meu producător. Băiatul dumneavoastră. Gata, eu deja am terminat. Vânzați, cu vânzarea, cu desfacerea. Dar aveți acolo la Agriș seră și... Avem și sără și, afară, și 30 de hectare pământ, care și cultivă băiatul meu. Deci e o afacere de familie, până la urmă. Că-i familie, da. Merge vânzarea, uite ce gogoșar frumos aveți, extraordinar. De la Sighet vine la ei și duce de acasă. Fiecare zi aproape vine la el. Deci aveți desfacere acolo, da? Da. Extraordinar de frumos sunt gogoșarii, da, vinetele. Producție proprie. Și da. Numai cu asta se ocupă? Numai cu asta ocupă, da. Dar 30 de hectare pământ are, care a lui și cultivă. Numai legumicultură? Nu, că și greu și... Greu, porumb, da, da, da. Dar aveți și utilaj agricole acolo? Destul de mult. Dar auziți, dumneavoastră vă ocupați cu vânzarea, dar și în familie mai discutați. Cum credeți ce ar trebui făcut să aveți desfacere asigurată, adică să puteți da cantități mai mari. Să vină... Cum ceva unde se pune agriculturii producție. Aici problema. Să fie un centru. Să fie un centru. Bineînțeles. O să fie mai ușor, că la țăranii trebuie să lucrează. Nu să stea la piață. Nu să stea. N-are timp să stea. Dumneavoastră sunteți o eroină la vârsta dumneavoastră. Că eu aici. Sunt pensionară, copiii mei, nu foame, nu-i murdar, am timp. Da, și totuși reușiți să vindeți marfa, nu? Dacă e și marfa frumoasă, da.
A spus că vine din Siget, mai sunt da, și cine alți duce, da, da, cine duce de la el. Și duce cantități da. Mai mari, ca să zicem așa. Tot, și o tonă. Și câte o tonă, da. Da. Vă mulțumim tare mult că a stat de vorbă cu noi. Asta băiatul meu da. Și fica mea cu flori. Florile, iată ce frumoase sunt florile astea. Da, extraordinar. Dar aveți seră acolo, nu? Da. Cu flori. Avem și seră, da. La băiatul are 5 seră mare, dar cu tractor umblă în seră. Da, văd că și panseluțele sunt foarte frumoase. Da, și panseluță. Cea mai mare cerere este în preajma Zilei Morților. Atunci vine lumea și cumpără. Dar la asta, da. Asta da, de crizanteme. Toate vara am avut multe gladiole. Mai mult de 5.000 de fire. De fire, da. Au da, fost pusă. Acum, cu pandemia asta, cu... Totuși o trecut. O trecut, totuși. O trecut. Că acum, la începutul școlii, nu prea au fost voie să cumpere elevii. Da, nu fost. Flori, adică au fost voie să cumpere, dar nu au primit trecut, la... Da, alțile trecută am vândut mai mult, dar... Deci da. Avem legumicultură, avem flori... Avem de toate, slavă de Dumnezeu, avem unde, de unde puteți fi găsiți acolo la dumneavoastră? Agriș? În Agriș. La intrare la Agriș, la Corica număr? Și Ișvan. Corica și Ișvan, la domnul da. Ișvan Coricaș. Dar ce număr de case acum? Da, chiar după Pădurica. Da? Da. Acolo deja pe capeța afară se vede, nu? Eu aveți... se vede. E, curte plin cu mașinile, cu tractore, utilaje, cu utilaje și grădină plin cu solar. Sunteți niște oameni minunați, doamna Coreca, și deci vă dorim multă sănătate. Mulțumim că a stat de vorbă cu noi și să aveți vânzare bună, nu trebuie să ne lăsăm. Avem, eu nu plâng, avem. Dacă și cunoștință avem, și vechime avem, eu, adică, știți, eu am început... Profesional vorbind. Am început... Cu horticultură. Cândva, 30 de ani înainte. Și de acolo Nora știe, de la dumneavoastră? Da. Dumneavoastră ați fost profesoara, nu? Dar vă înțelegeți bine, nu din cu păcate, Nora. A, da, din păcate aș trebui să învață, dar nu a învățat. Și atunci a rămas. Faceți tot dumneavoastră. Dar vă mai ajută și ea, nu? Ei lucrează, eu deja nu. Iată, stimați telespectatori, se poate eu trăi din legumicultură, nu mai, horticultură. Nu mai ajut la ei, eu deja nu. Important este să fii harnic, nu? Altfel nu se poate. Nu se poate, trebuie lucrat mult. La agricultură trebuie lucrat mult, mult, mult. Și la bătrânii aveți, se lucrează. Da, aveți un client acolo, uite ce gogoașe mare, uriașe. Cum apreciați produsele... Lui doamna Corica. Super bune, vă rog frumos, sunt, mă iertați, super bune. Mai ales de la doamna Ilonco, eu iau tot timpul. Deci doamna Ilonco este preferata dumneavoastră. Și de ani de zile, nu de azi, de ani de zile. Adică dânsa e preferata dumneavoastră în ceea ce privește legumele. Să cumpăr de la ea. Orice și flori, numai de la... Cadouri pentru nevastă mea numai de la ea în lot, în cele mai multe. Da, la Sfânta Maria. De Sfânta Maria, de 8 martie, nu? Da, păi ales și la mama și la nevastă mea, că s-am în două mării. Da, da, eu cred că și prețurile sunt accesibile, acceptabile. Mai bune, mai bune ca în altă parte. A fost și la cealaltă piață mare? Nu sunt același. Da. Mare diferență. E aici, e aici, să știți, preț de producător. Preț de producător de casă, de la doamnă, de la seră și de la pământul lor. Doamna. Trebuie să fie și client. Dacă noi nu suntem cu client serios, atunci nici nu vine nici client. Așa e ceva normal, da. Nu? Foarte simpatic. Mulțumim, doamna Ilonco. Zice clientul să-i cântăriți gogoșa aia mare. Că-i gogoașe. Nu că îl pregătesc pentru mine, că mă duc... Gogoșarul ăla, eu ziceam gogoșe, deci că n-am. Așa e mai încolo. Da, ăsta se duce la 2000 de kilometri. Plecați. Mâine dimineață la 7:30. Bun, mulțumim, la revedere, pa, pa, sănătate. Mai bine. În sfârșit ajungem, stimați telespectatori, și la prietena noastră, o colaboratoare a noastră. Da, cum merge vânzarea? Din păcate, vânzarea merge foarte greu, pentru că nu prea sunt clienți, oamenii nu prea au bani, se tem de iarnă. Cheltuielile mari, bani. Pandemia asta a fost mai greu cu pandemia asta? Eu așa zic că da, pentru că lumea se pune în alertă să aibă bani de medicamente, Doamne ferește de rău, și
au grijă de veniturile lor, micuțe așa cum sunt. Am întrebat și pe alții colegi de-ai dumneavoastră de aici din piața Someș și piața numărul 1, cum a fost producția în acest an? Pentru mine, sunt foarte sinceră cu dumneavoastră, lucrez cu ciupercile pe bază de autorizație, despre ciuperci vorbesc mai mult, da, de 20 de ani pe piață. Și în acest an a fost o recoltă foarte frumoasă, au fost ploi destul de multe și prețul... Sunt bureți ăștia, nu bureți? Da, bureții de ceată de vară, încă de toamnă n-au ieșit. Și din păcate acum mai secetă în septembrie, ar fi trebuit de 8 septembrie Sfântă Mărie Mică, cum zicem noi, să iasă hribele de toamnă, dar n-au ieșit. Piciorul căprioarei n-a apărut deloc. Poate după ploile astea, uite, a început să plouă, poate să mai schimbă. Da, ar trebui, pentru că piciorul căprioarei începând din august și până la sfârșitul lui octombrie apar în pădure și hribele apar de toamnă. Deci mai e timp până la sfârșitul lui octombrie. Și hribele de toamnă, pe urmă ghebele cu inel. Ghebele cu inel din 15 octombrie trebuie să apară. Aș atrage atenția clienților, adică amatorilor, să aibă foarte mare grijă, pentru că la ciortă... Avem un exemplu aici, da? Obișnuiesc să îndepărtesc ca nu cumva să se întâmple vreun accident. Sunt la ghebe, la ciortă, cresc și ciuperci otrăvitoare, care se pot încurca între ele. Aceeași culoare, decât să fie foarte atenți cu legătorii, că în partea de desubt sunt mai albicioase și sunt unicate cu picior mai lung. Nu cresc așa în tufă. Deci să nu culeagă nimic ce nu este în tufă acum. Pentru că întotdeauna sunt și otrăvitoare și acum au apărut și nicoreții de toamnă, care sunt printre ele otrăvitoare foarte multe. Trebuie avut foarte mare grijă. Mare, mare atenție, stimați telespectatori, și acum câteva luni am stat de vorbă cu această minunată doamnă de aici din piața Someș, care se ocupă și cu valorificarea ciupercilor, mai cu seamă că sunt, nu-i așa, sătmăreni, și nu numai, și din localitățile județului Satu Mare, care merg în pădure să culeagă ciuperci în ideea să le conserve. Da, nu e am... vremea lor acum, da, nu? Da, toamnă, nu și mare, mare atenție. Ce le mai recomandați acestor amatori care merg în pădure? Să nu meargă fără cineva care într-adevăr cunoaște foarte, foarte bine ciupercile, să facă deosebire între cele otrăvitoare și cele comestibile. Da, nu am descurajat niciodată activitatea amatorilor, dimpotrivă. Întotdeauna am spus, oamenii să nu se teamă de ciuperci, pentru că ciupercile sunt foarte multe specii toxice, foarte multe specii comestibile și au valoare nutritivă mare. Persoanele care se deplasează în pădure, nu este adevărat că se meargă cu un determinator, că după determinator nu poate lucra. Ciupercile trebuie cunoscute pe clase, pe familii, pe specii și trebuie cunoscute foarte bine otrăvitoarele. Deci, de ce să se teamă? În fiecare familie sunt speciile care sunt toxice. Acelea trebuie cunoscute foarte bine. Dacă merge să culeagă vinețele, să deschidă la familia rusulacei și să se uite care specii sunt rusula, cu ce se poate confunda și care sunt otrăvitoarele. Că pe cele bune, acum dacă cunoaștem 2-3 mii de persoane și oameni buni, dar criminalitate se cunoaștem foarte bine, deci așa lucrăm. Invers să fie activitatea, să nu fie nimeni influențat de vreun vecin sau de vreo vecină, că să culeagă ce cunoaște persoana respectivă. Fiecare să culeagă ce cunoaște dumnealui, dar să cunoască foarte bine. Mai este încă o problemă. Ciupercile au semne caracteristice care odată cu recoltarea pot să dispară. De exemplu, piciorul cade din tulpin, din pălărie. Acest lucru este foarte important, pentru că buretele viperei toxică mortală este verzuie, ca și rusula virescens. Dacă piciorul este îndepărtat complet, s-ar putea să se confunde. Întotdeauna să lase puțin picior din ciupercă. Iar exemplarele foarte mici să nu le culeagă, pentru că, de exemplu, buretele vipere, Amanita phalloides, toxică mortală, seamănă cu puiul mic de hrib de toamnă, Boletus sedulis, în stadiu de pui, că s-a albe amândouă. Înțelegeți? Deci, care sunt foarte micuți. Se poate confunda foarte ușor. Se poate, dar toată lumea să aibă grijă. Un lucru vreau să spun sătmărenilor. Eu nu sunt răuvoitoare. Când am început activitatea mea, mi s-a atras atenția
ca să nu mă implic în activitatea nimănui. Eu aici nu sunt acasă la mine, sunt pe teritoriu public și nu pot să fac așa ceva ca să verific eu ciupercile cuiva. Încă ceva, persoanele pot să nu fie loiale, să vină la mine cu 10, 15, 20 de exemplare, să spun eu că sunt comestibile și mai poate are un portbagaj plin sau cine știe cât și să răspund eu. Printre altele, printre ele pot să fie și una otrăvitoare. Eu nu pot să fac... Deci nu pot verificare, să dau, da. Eu nu pot să dau dovadă. Eu nu pot să dau o dovadă că eu nu sunt abilitată pentru așa ceva. Una, pe urmă, eu nu sunt obligată. Eu am activitatea mea și aș vrea să mă înțeleagă oamenii. Dacă s-au dus să culeagă, să le și consume. Nu să vină la mine ca eu să spun că sunt comestibil. Nu aveți nici timpul necesar. Dar nu pot. Eu aici trebuie să mă ocup de clienți, trebuie să fiu amabilă cu clienții. Foarte multă lume vine... Chiar sunt persoane răuvoitoare care, știu eu, îmi fac reclamă probabil și negativă, că nu întotdeauna înțelege persoana despre ce este vorba. De exemplu, hribele de vară, ele pot să fie vermănoase. Din acest motiv, ele nu sunt toxice. Sunt persoane care înțeleg, odată cu spălatul lor, cu curățirea lor, viermișorii mai dispar, sunt persoane care nu înțeleg. Și pățesc și așa ceva, că eu încerc să demonstrez că sunt viermănoase, să nu cumpere... Da, da, dar bă, sunt viermănoase, dar alea-s bune, adică nu sunt otrăvitoare, că dacă trăiesc viermi și ciupercile-s bune. Treabă. Știți că ciuperca, deci piciorul ciupercii este fibră, fibră în lung. Când se deshidratează... Cu stabilitate, da. Așa este ciuperca construită, piciorul este fibră în lung. Când el e vara, pe foarte mare căldură, în câteva ore se deshidratează, piciorul la tăiere arată ca niște găurele. Dar dacă rup piciorul, se vede că fibra se deshidratează, ciuperca are o culoare maronie și apar că ar fi viermi, dar nu au viermi. Și oamenii nu înțeleg. Și atunci eu încerc să și demonstrez, de multe ori nu reușesc, dar eu am încercat să mă apropiu de oameni. Oameni. Da. Mulțumim tare mult pentru aceste informații, stimați telespectatori. Oricând. Emisiunea noastră se încheie aici. Ați avut posibilitatea să ascultați, stimați telespectatori, opiniile producătorilor agricoli, în special a legumicultorilor, care au venit și vin mereu aici în piața Some și în piața numărul 1. Ar fi bine ca ideile lor să fie preluate de decidenți și poate că acea idee cu înființarea unor centre de achiziție a legumelor ar fi extrem de binevenită, dar pe lângă aceste centre poate cineva se va încumeta, un investitor, să înființeze, să construiască o fabrică de conserve. Sunt Dumitru Zimmerman, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim toate cele bune, la revedere!